Stimați telespectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție a retrospectivei știrilor Wheel TV. Ca de fiecare dată s-au adunat o mulțime de subiecte interesante. Pe cele mai relevante dintre ele le vom urmări împreună încă o dată. Vom începe însă cu ceva ce s-a întâmplat zilele trecute la centrul de plasament din Plopenia, acolo unde iepurașul a venit mai devreme la copii aflați în centru, grație voluntarilor Crucii Roșii. Cei care nu s-au dus evident cu mâna goală, ci încărcați cu daruri, cu un televizor de ultimă generație, cu un calculator și de asemenea cu multe, multe articole de papetărie. Pentru ce veți afla din materialul următor și mai ales de la invitata mea cu care vă fac cunoștință în doar câteva momente. Sunt director Crucii Roșii în Craiova și împreună cu domnul director ne-am hotărât ca la voi să venim, toate că a fost foarte greu să găsim un centru pe care să-l alegem. Ne-am gândit să vă alegem pe voi pentru că nevoile voastre sunt mai mari și cred că v-am bucurat prin ceea ce v-am donat. Sper să le stăpâniți sănătoși, să vă bucurați de ele și în același timp să ne dovediți că le-ați meritat. Pentru cei 60 de copii din centrul de plasament, rechizitele primite de la Crucea Roșie au venit când era mai mare nevoie de ele. În această perioadă, ei lucrând de zor la o serie de tablouri ingenioase realizate din hârtie, dar și din semințe. Este un proiect finanțat de Crucea Roșie Germană. Am avut oportunitatea să le oferim acestor copii din centrul de plasament de la Plopenia o rază de speranță, în sensul că chiar aveau mare nevoie de aceste obiecte pe care noi le-am donat. Sperăm să o putem face și pe viitor, cu toate că valoarea proiectului nu a fost atât de mare, ne-am dat seama ajungând aici și donându-le cât de important și cât de mult contează ca acești copii să poată să-și dezvolte abilitățile în cele mai bune condiții. Ne considerăm cei norocoși. Doamna director de la Crucea Roșie a mai colaborat cu noi și a văzut că sprijinul pe care ne l-a dat a fost de bun augur. Și cred că asta a fost și unul din motivele pentru care am fost aleși. Și în primul rând, cred că a motivat-o faptul că noi încercăm să le găsim, să le umplem timpul și să le formăm de prindere de viață. În primul rând trebuie să învățăm să muncească, să reușească în viitor să-și câștige o pâine. Copiii au primit cu lacrimi în ochi donația Crucii Roșii. Pentru ei, cărora societatea le întoarce spatele în fiecare zi, cele câteva obiecte primite în dar le-au adus o rază de lumină în suflet. Înseamnă foarte mult pentru noi. Sunteți niște oameni foarte minunați. Vă mulțumim pentru aceste cadouri și vom încerca și noi să vă răsplătim în modul în care putem. Încercăm să vă mulțumim pentru ceea ce ați făcut pentru noi și la rândul nostru să fim recunoscători pentru ceea ce ați făcut. Înseamnă pentru noi un lucru foarte mult, că nu aveam nici calculator, nici televizor și avem la ce să ne uităm, la ce să ne... Cum să vă relaxăm? Da. La ce o să vă uitați? Ce emisiune o să urmăriți? Ce meciul o să urmăriți? La meciurile, de exemplu, cu Steaua, cu Dinamo sau la filmele preferate, la România au talent. Și ca să fie sigur că tinerii sunt pregătiți pentru viață, Crucea Roșie le-a oferit și un curs de prim ajutor. Îl așezăm în poziție laterală de siguranță, așa se numește, într-o poziție laterală. Și iată cum. Mâna îl întorc spre mine, da? Îi punem mâna asta așa, pe cealaltă îi o punem aici. Stai liniștit acum. Și moale. Da? Iată, piciorul stâng, piciorul drept, vedeți? Mi-am adus piciorul la 90 de grade, îl dau de picior și de umăr și îl răstogolesc într-o parte. Revenim așadar în platoul retrospectivei știrilor Wheel TV, alături de directorul Crucii Roșii Prahova, Gabriela Rădulescu. Bine ați venit la Wheel TV. Bine v-am regăsit. Sau bine ați revenit, pentru că ne-am mai văzut de-a lungul timpului în același platou, vorbind despre gesturile pe care le fac voluntarii, nu numai în perioada sărbătorilor, despre acțiunile în care Crucea Roșie este implicată. Spuneți-ne însă mai multe deocamdată despre ce s-a întâmplat la Plopeni, de ce ați ales pe cei de acolo și nu pe alții. Știu că e extrem de dificil să alegi pe unul sau altul dintre beneficiari, pentru că sunt mulți care au nevoie în momentul de față de asemenea sprijin. Dar de ce v-ați hotărât la cei de la Plopeni? Și care a fost reacția? Bine, am avut imagine, am avut niște impresii la cald, acum la rece, judecând ce s-a întâmplat acolo. Noi avem Crucea Roșie, are un proiect al Crucii Roșii Germane. De fapt, finanțatorul este Crucea Roșie Germană. Proiectul se numește Îmbunătățirea condițiilor de trai în centrele de plasament din România. Proiectul n-a fost implementat numai de filiala Prahova și de alte filiale de Crucea Roșie. Da, e o întrebare cheie. Deci am ales centrul de la Plopeni. Crucea Roșie a donat centrului de la Plopeni în 2008, tot grație Crucii Roșii Germane. Atunci am dus
pături, paturi și alte lucruri necesare centrului, dar pentru faptul că cei din centru de plasament de la Plopeni sunt niște copii deosebiți. Vă spun asta pentru că de-a lungul timpului, în colaborare cu domnul director al centrului, ne-am dat seama că acești copii care sunt îndrumați de salariații de acolo creează adevărate opere de artă. Și nu spun, nu este un cuvânt mare. Din o coală de hârtie care aparent este banală, acești copii realizează niște tablouri minunate care iau viață odată cu pasiunea lor de a fi utili. Sunt copii cu deficiențe, copii cu probleme și atunci mi-am dat seama că ar fi o gură de oxigen pentru ei și vreau să mă felicit pentru alegerea pe care am făcut-o, pentru că... Reacția lor v-a confirmat că ați avut dreptate alegându-i și absolut. Că bucuria a fost pe măsura celor mici. Așa cum vă spuneam, omul sfințește locul, domnul director mi-a demonstrat că merită acest ajutor din partea Crucii Roșii, iar noi n-am făcut altceva decât să fim mesagerii unui gest cât se poate de omenesc, încercând ca o perioadă de timp acești copii să aibă ce lucra, pentru că ceea ce fac este o terapie ocupațională, fiecare are ceva de făcut, îndrumat, cum v-am spus, de salariații centrului și atunci pentru noi a fost o mare satisfacție să constatăm că acele obiecte pe care noi le-am donat nu vor face altceva decât vor aduce o speranță pe chipul copiilor și de ce nu îi vor ajuta pe o perioadă de timp să-și continue activitățile pe care le fac în fiecare zi. Mărturisați înainte de a intra în direct, de a intra în platoul emisiunii Retrospectiva știrilor UIL TV, de mâhnirea pe care o încercați la gândul că cei mai mari dintre cei aflați în centrul de plasament vor fi obligați, atingând vârsta majoratului, să plece undeva în neant. Sigur că nu intră în atribuțiile Crucii Roșii, nu-i puteți ajuta în niciun fel pe aceștia, dar era o mâhnire în vocea dumneavoastră pe care am simțit-o și poate trebuie să tragem încă o dată un semnal de alarmă asupra... Dar nu v-am spus întâmplător, pentru că eu am câțiva copii care au fost în centre de plasament și care încearcă să-și găsească un loc de muncă, ei sunt și foarte greu de integrat, pentru că nu au suficientă credibilitate, neavând familie, neavând un sprijin, și am câțiva copii care au fost în centre de plasament și sunt în anumite zone ale orașului, care de Paște și de Crăciun sunt... reușesc să le ofer acele alimente de bază din proiectul Banca de Alimente, pentru că știu unde locuiesc, știu cu ceea ce se confruntă și credeți-mă că de multe ori aș da de la mine numai să știu că acești copii pleacă liniștiți acasă, că așa cum vă spuneam, dezamăgirea mea este că după împlinirea celor 18-20 de ani, acești copii sunt într-adevăr ai nimănui. Ne face pe noi mai responsabili și mai umani să încercăm să-i ajutăm, să-i sprijinim fiecare în direcția în care putem, în așa fel încât aceștia să nu mai ajungă la voia întâmplării. De multe ori deciziile lor nu le aparțin. Demersurile dumneavoastră nu pot însă funcționa fără sprijin. Sprijin din partea autorităților, sprijin din partea celor care sunt atenți la grijile semenilor lor. Proiectul acesta, Banca de Alimente, are deja o tradiție. Din păcate, ați ținut să trageți un semnal de alarmă în această perioadă. Din ce în ce mai puțini prahoveni contribuie la acest fond de alimente. Deci nu e vorba de bani, ci de alimente greu perisabile pe care le pot dona prin supermagazinele care funcționează pe raza județului și care vă sunt partenere. Din păcate, numărul, cantitatea de alimente e tot mai mică în condițiile în care firește pe timp de criză, numărul solicitărilor crește de la o lună la cealaltă, pentru că din ce în ce mai mulți prahoveni sunt în situația de a nu mai avea ce pune pe masă. Da, sunt în primul rând, proiectul Banca de Alimente a făcut o tradiție în a-i sprijini pe bătrânii fără aparținător, pentru că, așa cum vă spuneam și la alte intervenții, acest proiect a fost adresat bătrânilor fără aparținători, ulterior, mergând bine, s-a extins și la alte categorii sociale. Tristețea mea este că nici poziționarea containerilor nu mai este făcută cum trebuie de partenerii noștri și nici prahovenii nu mai sunt atât de sensibili la actele umanitare.
Însă asta nu m-a împiedicat ca în săptămâna trecută să pot merge și să cumpăr pentru 50 de pachete a 12 kg alimente greu perisabile, pentru că eu n-am cum să-mi las bătrânii fără aparținător de Sfintele Sărbători, fără aceste alimente cu care am obișnuit deja absolut, să și care au, credeți-mă, noastră, pensii de la 230 de lei. Și nu din vina lor, nu știu dacă din vina sistemului, cert și clar este că nu mai au pe nimeni, că așteaptă aceste alimente ca pe o mană cerească și nu spun cuvinte mari. Deci, realmente, sunt dependenți de acest pachet de alimente și eu nu pot permite la momentul acesta, cât de prost ar merge Banca de Alimente a Crucii Roșii, să-mi las bătrânii, mai ales într-o sărbătoare atât de mare, fără acele alimente greu perisabile cu care ei s-au obișnuit și știu că le iau de la Crucea Roșie în Săptămâna Mare. Sunt alimente pe care le primesc periodic, bătrânii aflați pe liste, sigur, da, vor fi măsura, mai multe, da, în perioada sărbătorilor, dar exact, în principiu lună de lună sau trimestrial primesc... Asta făceam în lunile care au trecut până la jumătatea anului trecut. Dar când a funcționat bine Banca de Alimente. Da, binișor, să zicem, ea a funcționat foarte bine în primii 2 ani. Ulterior, numai când, de exemplu, cum au fost inundațiile de anul trecut, am reușit să strâng 3 tone într-o singură lună, știți, pe care le-am donat și în insula Marea Brăilei. Oamenii sunt solidari în momentul în care se face foarte mare popularitatea, atât în mass media, cât și pe posturile de televiziune, în general când toată lumea vorbește despre un anumit eveniment sau despre o anumită nenorocire. Sunt mai sensibili, da. Acum este drept că și coșurile care ies din hipermarketuri sunt de 2 ori mai goale. Și atunci poate că este greu să rupă un litru de ulei, care știți ce preț are acum, sau un kilogram de făină pentru un bătrân, dar credeți-mă că nu este un capăt de țară și visez și sper în continuare și rog în continuare pe prahoveni să doneze pentru bătrânii noștri, pentru că nu se știe cum vom ajunge fiecare la rândul nostru. Eu mă gândesc la bătrânețe pentru că nu am un copil și chiar dacă muncesc foarte mult să-mi asigur existența, nu pot ști ce mi se va întâmpla și atunci aș vrea să cred că nu voi fi unul din acei bătrâni care îmi solicită mie acel ajutor, pentru că nu știi niciodată. Și de aceea de fiecare dată, nu numai în ajunul sărbătorilor, am făcut un apel atât ploieștenilor cât și prahovenilor să nu uite de acele containere care v-am spus. Supărarea mea este că nu mai sunt amplasate unde ar trebui să fie, nu sunt suficient de vizibile, dar pot veni și la sediul Crucii Roșii să doneze aceste alimente, la Casa Albă, la Palatul Administrativ, orice domnii care sunt puși să vegheze buna ordine a Palatului Administrativ mă vor anunța și oricând pot coborâ și merge la magazie să le așezăm cum trebuie. Deci problema rămâne numai să aibă încredere în ceea ce fac, în misiunea mea nobilă de a încerca să ajut cât mai mulți bătrâni și de ce nu și alte categorii sociale, pentru că nu numai bătrânii sunt cei cu probleme, sunt și familiile cu mulți copii, sunt și persoanele cu handicap, care și aceștia mi-au cerut sprijinul și atunci v-am spus, misiunea mea devine din ce în ce mai grea și din simplu fapt că nu știu pe cine să las pe acea listă pe care eu o formez și pe cine să scot, pentru că toți au nevoie, nimeni nu vine la Crucea Roșie pentru un pachet de alimente pentru care, este clar. E cu siguranță o decizie dificilă de luat. Foarte dificilă. Cui să-i acorzi ajutoare și cui nu. Adică, v-am spus, rămân în continuare pe această premiză a bătrânilor fără aparținători. Ei având sunt prioritate, oameni, pentru da, că, pe de-o parte, nu le mai trece nimeni pragul, da, nu mai nimeni care să ajute și nici nu, venituri n-au ca să-și nu, permite nu, să... Nu. Deja să... abia supraviețuiesc să-și plătească, știu eu, un gaz sau o lumină, de multe ori nu-și mai iau medicamentele pentru a avea ce pune pe masă și atunci, cum vă spuneam, nu, mi-ar fi foarte greu să-i elimin. Nu voi face asta pentru nimic în lume. Sunt totuși două categorii de persoane, de instituții care vă sprijină sau ar putea să vă susțină demersurile. Pe de o parte, donatorii, că sunt companii sau că sunt persoane fizice care contribuie cu alimente, de pildă, la acest program, și pe de altă parte, voluntarii, cei care se implică activ și în celelalte acțiuni ale Crucii Roșii. Că acum, să ne amintim, Crucea Roșie nu înseamnă doar pachete cu alimente sărbători. Înseamnă mult mai mult. Înseamnă alte proiecte sociale, de exemplu cum a fost acest proiect de la Plopeni, înseamnă o grămadă de activități. Noi ne pregătim pentru faza zonală la sanitarii pricepuți, care va fi pe 19 aprilie, unde se vor confrunta și elevii de 5-8 și de 9-12. Vom avea două tabere care se vor confrunta. Sunt foarte mulți copii care noi încercăm să-i sensibilizăm prin proiectele, prin concursurile pe care le facem, cât de important
important este să știe să acorde primul ajutor, care este o componentă importantă a Crucii Roșii, a misiunii Crucii Roșii. Și atunci sunt foarte multe altele și, cum ați bine ați spus, totul se face cu voluntari, cu elevi, studenți, cu copii care, pe care părinții au înțeles că e mai util să meargă, să facă voluntariat la Crucea Roșie decât să meargă pe bulevard sau într-un pub, ca așa se poartă acum. Vin, îmi dau acceptul, declarație pe proprie răspundere că sunt de acord ca, mă rog, elevul, copilul respectiv să facă activitate de voluntariat, pentru că, în afară, v-am spus, de aceste pachete pe care noi le donăm de Paște, de Crăciun sau în fiecare lună când ele se pot strânge măcar 10 pachete, fac multe altele. Avem activități pe, în materie de educație, chiar implementăm un proiect care este în derulare, comportamente de risc nocive și de risc în rândul elevilor, cu niște chestionare atât ale părinților cât și ale elevilor, bineînțeles. În parteneriat, îmi imaginez, da, cu inspectoratul școlar, școlare, da. Cu directorii de licee care și-au dorit ca să aibă o imagine a elevilor care își desfășoară activitatea în unitatea de învățământ respectivă. Cât de receptivi sunt elevii la acțiunile pe care le organizați? Sigur, acestea de pildă cu instructaje de prim ajutor cred că au mare succes pentru că sunt și spectaculoase. Da, sunt și spectaculoase și în același timp, fără falsă modestie, de multe ori fac diferența între viață și moarte. Pentru că acest curs de prim ajutor pe care Crucea Roșie îl oferă, grație unui proiect european pe care noi l-am implementat și dovadă profesionalismului pe care medicii noștri l-au avut, am reușit anul trecut să fim singura societate din România care certificatul pe care noi îl dăm la finalizarea cursului este acreditat la nivel european. În orice țară din Europa, acest curs de prim ajutor pe care Crucea Roșie Română îl face este acreditat, ceea ce înseamnă enorm de mult. Da, asta înseamnă că aveți și mulți voluntari pentru acest curs sau multe persoane care doresc să se înscrie, da, și pentru pentru a obține diploma, deși da, important. O facem atât pentru voluntarii Crucii Roșii, dar și pentru toate categoriile sociale, atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice. Cursul este una dintre sursele noastre de venit și atunci vă imaginați că acest curs se face la standardele europene, după manualul european de acordare a primului ajutor, conform normelor și asigurând o diplomă care e recunoscută. Absolut, un certificat care este internațional. Da. Ceea ce e important de reținut pentru cei care au nevoie de o asemenea diplomă, unora le poate asigura chiar existența, în sensul că își pot găsi o slujbă. Faptul că știu să acorde primul ajutor poate pleca în primul rând de la cei de acasă, de la cei din familie. Cunoști anumite simptome pe care cel drag le are. Dacă se întâmplă pe stradă, oamenii, ați văzut că nu sunt atât de sensibili sau atât de umani. De multe ori trec pe lângă cel întins pe jos, crezând, băi, ori e beat, ori știu, găsesc o scuză și trec. Dar dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva unuia din familie, lucrurile se schimbă și atunci cursul acesta de prim ajutor îl ajută pe acesta foarte mult, în primul rând, nu numai de a acorda primul de ajutor, de a sta lângă persoana respectivă, de a-i asigura un suport psihologic și, de ce nu, de a suna repede la serviciile de urgență pentru a mișora timpul de răspuns. Ceea ce poate face diferența, după cum spuneați, dintre viață și moarte. Sunt cele câteva secunde în care intervenția se poate dovedi. De altfel, acest curs de prim ajutor a intervenit și din cauza faptului că la nivel de Europa în anul 2009 au fost 35.000 de morți numai din accidente rutiere. Atunci s-a tras primul semnal de alarmă și aici vreau să revin la această categorie a șoferilor care de cele mai multe ori ies în trafic fără să aibă cele mai mici noțiuni de prim ajutor. Eu am văzut la câteva din școlile de șoferi niște chestionare de prim ajutor hilare, le-aș spune, și aici cred că ar trebui, autoritățile ar trebui la nivel foarte înalt să viag de acest lucru și să încerce să ca acest șofer când ies în trafic să aibă un curs de prim ajutor care este absolut necesar, cel puțin din punctul meu de vedere și din ceea ce am văzut că se întâmplă și ați văzut și dumneavoastră pe șoselele din România și câte decese sunt și faptul că sunăm repede la 112 neștiind să acordăm noi înșine primul ajutor. Genul ăsta de curs și-ar găsi oricând locul și în programa școlară, dacă mă întrebați pe mine. Da, v-am spus, noi voluntarilor noștri încercăm să le oferim acest curs de prim ajutor. Medicii noștri vin și sâmbetele și duminicile, se întâlnesc cu voluntarii, le fac aceste cursuri, le explică, îi și sensibilizează
arătându-le nu numai fizic, dar și practic ceea ce se poate întâmpla și cum ar trebui ei să reacționeze și credeți-mă că numărul voluntarilor crește de la o zi la alta, pentru că noi nu le facem numai acest curs de prim ajutor, le facem și un curs de drept internațional umanitar, să știe care este misiunea Crucii Roșii atât în timp de pace cât timp de război, deci ei pleacă din rândul nostru cu niște informații care ulterior le vor ajuta cu siguranță. Există și o altă categorie a membrilor Crucii Roșii, cei care plătesc cotizație, de pildă, care sunt membri ai organizației și care vă susțin măcar în felul acesta? Da, și aici este, adică, cum să vă spun, dacă la nivelul anului 2004 aveam un număr, să zic, de 30.000 de membri, cei care plăteau acea cotizație, care la momentul ăla era 5 lei pe an, acum este 10 lei pe an, acum... N-aș vrea să fac o eroare matematică, dar cred că mai mult de 10.000 nu ne plătesc cotizația. Deci nici măcar acești 10 lei nu mai vor să-i... Adică acești 10 lei care ar însemna la un pachet care ajunge la un preț de 70-80 de lei, ar însemna cam 7-8 membri. Oamenii sunt, v-am spus... Te întreabă, eu îți dau 10 lei la Crucea Roșie, dar ce îmi dai de ei? Cam așa se pune problema. Deci nu mai avem acest spirit de solidaritate. Dom'le, dau 10 lei Crucii Roșii pentru că am văzut. Adică eu consider că suntem destul de transparenți, că de fiecare dată când am avut o activitate, indiferent de natura ei, v-am invitat să fiți alături de noi și să vedeți și bunele și relele. Încercăm să ajutăm, încercăm să venim în sprijinul celor care, din păcate, au ajuns în situații pe care nici ei nu și le doresc. Și atunci eu vreau să vă spun că am solicitare de la, pentru pachet de alimente a unei, dacă puteți crede, a unei doamne doctor care, din păcate, din cauza unei depresii, n-a mai putut să profeseze și trăiește din mila vecinilor. Deci sunt și asemenea exemple. Ar trebui să-i pună pe gânduri pe cei care ne urmăresc acum, deci, și să realizăm numai. Că oricine poate ajunge la un moment exact, dat în situația sau de a cere ajutorul. Exact, în aceeași situație. A murit soția, a făcut o depresie, n-a mai putut să iasă din ea și trăiește din mila, adică vă imaginați că lași orice, nu mai poți să spui că ai demnitate când vii pentru un nefericit de pachet de alimente să te rogi de Crucea Roșie să ți-l oferi. Da, din păcate, după cum spuneți, fondurile nu vă permit să ajutați pe toți cei care, vă solicită sprijinul. Din fericire, măcar în astfel de momente speciale ale anului, lumea pare să se mobilizeze mai mult. Așa este. Poate și presa e mai atentă decât în restul anului, asumându-ne și noi eroarea asta de a nu fi foarte fermi și foarte constanți în demersurile acestea. Vă rog să profitați de această ocazie și să le semnalați încă o dată telespectatorilor cum pot contribui măcar la banca de alimente sau cum pot susține în general inițiativele, deci acțiunile Crucii Roșii Prahova. Deci pot dona în containerele băncii de alimente care le avem amplasate în hipermarketurile partenere. Și chiar dacă nu le sară în ochi aceste containere care nu mai sunt chiar la vedere, să le caute sau să întrebe de ele. Exact, și la sediul Crucii Roșii, v-am spus, la Casa Albă, la etajul 6, camera 605-606, dar este suficient să întrebe la intrarea B și atunci eu voi coborâ și voi lua legătura cu oricine este dispus să doneze, fie chiar și un litru de ulei. Pentru noi contează enorm de mult. Pentru că acel litru va ajunge la cineva care are cu adevărat nevoie. Invităm și la distribuția de produse, de alimente și atunci vor înțelege exact. Când vor vedea chipurile beneficiarilor, sunt convinsă că și vor schimba total atitudinea față de această reținere de a dona. Vă mulțumesc mult pentru prezența. Eu vă mulțumesc. Vă aștept și în alte împrejurări și vă ținem pumnii. Sperăm să se umple cât de repede containerele astea cu alimente. Ne alăturăm apelului dumneavoastră, mulțumesc foarte mult. Continuăm retrospectiva știrilor și vorbim despre abonații cantinei săracilor din Ploiești, alți oameni aflați în dificultate, care vor primi de Paști produse alimentare în valoare de 42 de lei. Chiar dacă suma este mai mică decât anul trecut, reprezentanții primăriei susțin că asistații sociali vor avea ce pune pe masă de sărbători. Anul acesta, 580 de ploieșteni vor primi de Paști pachete cu alimente de la primărie. Valoarea unui pachet va atinge suma de 42 ron, pentru că alocația zilnică este prevăzută la suma de 6 ron. Așadar, vom include în acest meniu 1 kg de pulpă de porc, 1 kg de pui, de asemenea o sticlă de ulei, ouă și vom face efortul să integrăm și ciocolată și cozonac. Valoarea pachetului este mai mică decât anul trecut, când autoritățile locale au scos din buzunar 60 de lei pentru fiecare pachet.
În contextul economic extrem de precar, este o performanță faptul că putem să acordăm acest pachet. Sunt foarte multe administrații care se lovesc de această problemă și care nu reușesc să acorde de sărbătorile pascale un ajutor minim pentru cetățeni. Noi însă reușim să găsim aceste resurse și suntem convinși că putem să creăm o decență prin pachetele pe care le oferim. Pe lângă cei 580 de asistați sociali care beneficiază de pachetele cu alimente oferite de primărie, pe lista de așteptare se mai află 200 de persoane. Însă reprezentanții administrației locale susțin că deocamdată este exclus ca acestea să primească alimente din cauza lipsei de fonduri. În vreme ce unii nu au ce pune pe masă de sărbători, alții încasează sau au încasat în ultimii ani prime de miliarde de lei vechi. Un raport al Corpului de Control al primului ministru dezvăluie că în plină criză la societatea Compet s-au cheltuit sume uriașe pe protocol și primele directorilor și că s-ar fi acordat diurne mult peste limita legii celor care au efectuat deplasări externe. Potrivit documentului, printre beneficiarii primelor fabuloase se numără și Corneliu Anastase, care a încasat peste 126.000 de lei noi. Din banii de protocol, oficialii Compet au cumpărat băuturi alcoolice de import și foarte vechi în valoare de aproape 183.000 de lei, ceasuri de lux în valoare de peste 44.000 de lei, parfumuri de 81.000, dar și pixuri și stilouri foarte scumpe, toate fără acte care să precizeze la cine au ajuns. Ați cheltui 1 milion de lei noi pe protocol? Cheltuielile de protocol sunt clar definite în legislație, iar sumele care se pot cheltui, de asemenea, sunt foarte bine stabilite. Adică ați cumpăra parfumuri în valoare de 80.000 de lei? Dacă mă întrebați punctual dacă aș cumpăra parfumuri la o societate de stat în valoare de asemenea sume, evident că răspunsul este categoric nu. În raport se vorbește de parfumuri, de ceasuri foarte scumpe, de whisky foarte vechi. Unde credeți că au ajuns? Nu există documente ale destinatarilor, să spunem. Sincer să fiu, m-aș mira să nu existe documente, pentru că, repet, pe perioada controlului, personal am dat dispoziția să se pună documente cu privire la destinatarii finali. Unde au ajuns, practic, aceste parfumuri, aceste ceasuri? Mi-e greu să spun și n-aș merge pe supoziții pentru că n-ar fi corect. În acesta, de exemplu, care sunt cheltuielile prevăzute în buget pentru protocol? Anul acesta avem sub limita legală de 2% din profitul brut, avem o cheltuială de 500.000 de lei. Pentru protocol. De lei pentru protocol? Milionul de lei, probabil, deci nu cred că a fost un milion pentru un an, a fost pentru o perioadă, pentru perioada verificată. Un milion depinde de... Deci pot să vă fac o apreciere dacă a fost prea mult sau a fost prea puțin. N-au fost singurele probleme descoperite de Corpul de Control al primului ministru. Primele foarte mari le-au atras și ele atenția inspectorilor de la București. Din documentele pe care le-am avut și noi la dispoziție, a reieșit că în această perioadă s-au făcut premieri, dar modalitatea în care au fost acordate aceste prime, criteriile care au fost avute în vedere atunci când s-au stabilit sumele, aparțin managementului anterior. Prime mari? Și, aș spune prime consistente. Controlul s-a desfășurat pe o perioadă de o lună și jumătate și a verificat respectarea prevederilor legale ale codului fiscal, dar și gestionarea resurselor financiare în perioada 2009-2012. Ploieștenii care l-au votat pe candidatul USL la primărie, sperând să beneficieze de pensia municipală, trebuie să-și revizuiască planurile, întrucât nu vor primi o astfel de pensie nici în 2013, dar nici anul viitor. Iulian Bădescu susține că, din cauza datoriilor lăsate de fosta administrație, nu poate plăti pensia promisă. Cei care au ținut să-i amintească primarului de promisiunea din campanie au fost consilierii PDL. Ironici, aceștia au sugerat lui Bădescu să includă în bugetul de cheltuieli pe acest an și pensia municipală. În replică, primarul le-a transmis acestora că banii de pensii au ajuns la firmele care s-au ocupat de construcția stadionului și reabilitarea blocurilor, lucrări pentru care n-a existat finanțare din partea guvernului, așa cum era normal. Le-aș promis în campanie electorală pensia municipală. Aș dori foarte mult că președintele Comisiei de Buget, doamna director economic, să ia act de amendamentul meu și să treacă în bugetul local promisiunea făcută de dumneavoastră
pentru că sunteți un om care a citit bugetul cu atenție, sunt sigur că ați identificat și sursa. Eu nu am reușit să o identific, pentru că sursa care o identificasem eu trebuie să o plătesc la Alpine Baut, oamenii care au făcut stadionul, știți? Stadionul în București, da? Alpine Baut trebuie să mai dau vreo 3 milioane în plus euro, nu lei, pentru că domnul exprimat, nu vreau să-i dau numele, a trecut cu vedere această sumă și a lăsat-o în sarcina noastră. Mai mult de atât, ați văzut că am făcut niște blocuri, da? Care s-a trecut o sursă de finanțare de la guvern, care nu a existat și nu există. Potrivit primarului, în urma analizei veniturilor primăriei, veștile rămân la fel de proaste și pentru anul următor. 30 de familii din comuna Prahoveană adunați riscă să rămână complet izolate, după ce singura cale de acces către casele lor s-a surpat. Alunecările de teren au afectat drumul pe o porțiune de 100 de metri, astfel că în cazul unei urgențe, intervenția ambulanțelor sau a pompierilor este practic imposibilă. Uitați, a pornit de aici până sus și pe o parte și pe cealaltă. Topirea zăpezii și ploile din ultima perioadă au reactivat alunecările de teren din comuna Adunați. O falie de pământ a luat-o pur și simplu la vale, iar singura cale de acces către cele 30 de gospodării a fost distrusă. Prăpastia a ajuns deja lângă gardurile caselor, iar oamenii sunt disperați și spun că pământul le poate înghiți în orice clipă munca de viață. De acum 5-6 ani a fugit terenul. Am băgat plasele cu piatră, dar tot a fugit. Nu se menține, adică nu poate să stea pământul pe loc. Anul acesta s-a agravat? Da, anul ăsta. Când s-a întâmplat? Povestiți-ne. De acum 3 săptămâni, după ploi, că a fost ploi multe și a fugit pământul. Lumea de în sus este izolată? Da, e izolată, da. Și nu ne teamă de stâlpul ăsta de lumină. Dacă mai pleacă, ce mai facem? Și de casă nu vă e teamă? Păi și de case, și de case. Păi casele și așa, a pornit zidurile. S-au crăpat? Da, da. Nici ușile nu se mai închide, nici nimic. Suntem sigilați aici, nu mai avem. Cum sunteți aici? Sigilați, nu avem legătură cu comuna. Ați rămas izolați? Rău, sigur. Noi primăria, numai în acest an, în lunile ianuarie, februarie și martie, am intervenit pe drumul respectiv de 4 ori. Practic am făcut 4 balastări pentru a asigura drumul cât de cât practicabil. Practicabil însemnând mașinile mici și căruțele pentru ca oamenii să poată să ajungă la casele lor. Autoritățile județene nu au găsit nici ele resursele financiare pentru a demara lucrările de consolidare a malului de pământ. Potrivit unui studiu realizat anul trecut, când alunecarea de teren se întindea pe o lungime de doar 50 de metri, pentru consolidarea terenului ar fi fost nevoie de lucrări de 800.000 de lei, în condițiile în care în tot județul s-au alocat doar 300.000 de lei pentru astfel de intervenții. Comerțul stradal ilegal ia amploare în Ploiești, în ciuda sancțiunilor aplicate de jandarmerie sau poliția locală. Comercianții admit că sunt în ilegalitate, însă susțin că nu au încotro, câtă vreme nu au loc în halele centrale. Verdețurile de sezon au împânzit marginea trotuarelor din zona halelor centrale. Comercianții stradali își ispitesc clienții cu urzici, spanac, ceapă, dar și legume precum fasolea uscată. Nu avem loc în piața, nu e loc. Toate sunt ocupate mesele și nu avem mult să vindem. Sunt și taxele de vină de acolo? Nu sunt taxele de vină, nu. Dar nu avem locul, nu avem unde să punem. Ne-ar plăce și nouă să stăm și noi la tarabă să nu mai vindem așa. Dar asta e, n-avem loc. Unii preferă să vândă pe marginea străzii din comoditate. Vizitele dese ale oamenilor legii nu îi mai sperie de mult. Rău dăm tot foarte. Altceva, dacă n-are lumea pantaloni să ia bani, serviciul n-are, lepul n-are de unde să ia, de unde? Nu are lumea de ce vindeți aici și nu în hale pe tarabă? E multe și acolo n-ai loc, eu nu pot să stau în picioare că sunt o loagă de picioare. Vă e mai comod aici? Poftim? Vă e mai bine aici? Mai bine stau și eu liniștit așa, este stau așa. Dar ați avut probleme cu poliția, cu jandarmeria, că e ilegal să vindeți aici? Mai trece și e, dar... Băi, domnițe! În nedeljdea lor, săracii, n-are ce să mai facă nici. Jandarmeria, dar și poliția locală sunt cu ochii pe cei care comercializează produse alimentare în plină stradă, iar cei surprinși de agenți sunt amendați pe loc. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Comercial acționează permanent pentru îndepărtarea persoanelor care practică comerț ilegal în zonele intens circulate ale municipiului pe domeniul public. Numai în ultimele 3 zile au fost aplicate 70 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 35.000 de lei. Totuși, nici măcar amenziile nu-i mai sperie pe comercianții de ocazie, care continuă să-și vândă marfa în plină stradă.
Peste 40 de persoane suspectate de cămătărie și furturi din locuințe și societăți comerciale s-au trezit zilele trecute cu mascații la ușă. Luați pe sus de oamenii legii, aceștia au ajuns la sediul Inspectoratului Județean de Poliție pentru a da declarații detaliate despre faptele comise. Că nu știe! Nu știe! Cum să nu știe? Dar de ce v-au ridicat băiatul? Aveți idee? Nu știm de ce. Și nu vă spune nimeni nimic? Nu, da, și nu ne spune nimeni nimic. Mi s-a făcut percheziție la 6 dimineața fără să... A intrat peste noi în casă, unde e băiatul? Și când ne-am dus acasă, nu mai era băiatul. Băiatul fusese luat de mascați și relocat la poliție pentru audieri, la fel ca și ceilalți suspecți. Rudele acestora au venit de bunăvoie la inspectorat pentru a afla vești despre cei reținuți. Ocupare infracțională care este documentată de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale și polițiștii Secției Rurale Blejoi din luna decembrie 2012. Persoane care au fost în sarcina lor s-a stabilit comiterea mai multor infracțiuni de furturi din străinătate, furturi în societăți comerciale din România, cămătărie, împrumuturi de bani și apoi recuperarea unor autoturisme proprietăți, au intrat în posesia lor și de asemenea la o parte dintre ei au fost găsite și cantități de tutun. 39 de locuințe din mai multe localități prahovene au fost cotocite de efective impresionante de polițiști și jandarmi. La aceste activități au participat peste 200 de oameni ai legii, polițiști și jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi, sub coordonarea procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Ploiești. Localitățile vizate au fost municipiile Ploiești și Câmpina, dar și localitățile limitrofe acestora, respectiv Breaza, Blejoi, Dumbrăvești, dar și în alte localități. Peste 40 de persoane au fost conduse la audieri. O parte dintre acestea își vor petrece noaptea în arestul poliției. O mașină care scârția din toate încheieturile, plină ochi cu pasageri, un șofer băut și mai multe arme albe. Asta au găsit oamenii legii la o razie fulger, care a avut ca scop depistarea celor care efectuează ilegal transport de persoane. Ce ați consumat? Păi mai știți de loc despre ce v-a parut de tâlătesc? Nu, nimic. N-ați consumat nimic? Nu. Văd că asigurarea nu mai este valabilă la mașina aceasta. S-a expirat. A expirat? Da. Și conduceți vapă de urmă publice? Nu știu, dar mi-a să rămân fără. Cine sunt persoane din interior de aici? Sunt niște rude. În realitate însă, între bărbatul de la volan și pasageri nu exista nicio legătură de rudenie. Cum nici mașina nu era cu actele în regulă, bărbatul a fost amendat de oamenii legii. O să vă să reține permisul de conducere ca să cunoașteți fără de 90 de zile. Da. Plăcuțele vor fi retrase pe mașină, da? Și să aveți amendă de 10 milioane. Surprinși au fost însă și polițiștii, care au găsit în mașină un întreg arsenal de arme albe. Ce anume? Păi ce faceți cu ea exact? Nu fac nimic, nu e rupă. V-ați spus să vă poți dăci asta? Da, nu, adu-o țină acolo. O țineți, o aveți acolo? Da. Mașină, mai aveți și altceva, alte obiecte de-astea? Da. Mai aveți? Am un topor așa. Aveți și topor așa în mașină? Da. Polițiștii au avut parte numai de surprize în această dimineață, fiind nevoiți chiar să plece într-o urmărire ca în filme după un microbus care transporta pasageri în picioare. Câte locuri aveți pe scaune? 27. Și câte persoane s-au întâlnit în picioare? 2 persoane. Frica de amendă l-a scos din minți pe bărbat, care a făcut o criză de nervi chiar sub privirile polițiștilor. Fiecare! Da, măi, dă-mă, lăsați-mă, domnule, n-am nimic. Dar ce s-a întâmplat? Dar am văzut pe ăla la amenda, pe mine, mamă, ce? Ba, picioare, mai fost foarte. Dar de ce v-ați enervat așa? Lăsați-mă dracu, îmi place, că-mi vine de vie. Dar v-ați aruncat telefonul pe geam. Eu muncesc pe 10 milioane să dau 100 de milioane amendă. Și n-ai plan, lăsați-mă la mine. Ce vrei să mă arunc, mă sui pe macaraia să mă arunc, lăsați-mă la mine. Am copii de grescut, da, plec de acasă. Parcă ai un infarct aici. N-ar fi pot bine să nu lași. Dar ce să le fac? I-am dat pe aia jos acoperul ăsta, au suit la bucă. Ce să le fac? Două persoane. Mă aleargă, zici că am fost infractor și fac bagaje. Șoferul a scăpat totuși ușor, cu o amendă de 450 de lei, în condițiile în care suma maximă prevăzută în astfel de situații este de 8.000 de lei.
Polițiștii biroului rutier Ploiești desfășoară activități pentru creșterea gradului de siguranță în ceea ce privește transportul de persoană pe raza de competență. Urmărim cu precădere respectarea graficului de circulație de către transportatori și în egală măsură să respecte numărul de călători raportat la numărul de locuri pe scaune. În total, într-o singură oră, polițiștii au aplicat 32 de amenzi șoferilor de microbuz sau autobuz, iar 3 dintre aceștia au rămas și fără permisele de conducere. Vești bune pentru șoferii care vor merge de 1 mai sau de Paște la munte. De vineri, la trecerea la nivel cu calea ferată de la Movila Vulpii, se află un angajat care acționează bariera. Timpul de așteptare urmează să fie scurtat astfel chiar la jumătate, susțin autoritățile, care au luat decizia după ce șoferii s-au plâns de timpul pierdut la Movila Vulpii. S-a luat o măsură temporară deocamdată, în sensul că începând cu data de vineri, pe timpul zilei, deoarece toate cele 7 perechi de trenuri circulă doar pe perioada zilei, va fi instituit un post de pază la barieră și în acest fel timpul de coborâre și de ridicare al barierei se va reduce. Noi considerăm că la jumătate din perioada care era până în prezent. Nu ar putea fi soluția definitivă, dar știți că, în general, soluțiile acestea provizorii funcționează uneori mai mult decât cele definitive, dar este o soluție prin care noi am rezolvat ca cetățenii să nu mai apeleze la 112 și să rămână blocați la trecerea de cale ferată. Chiar dacă este doar o decizie temporară, pentru șoferi și mai ales pentru cei care fac naveta între Ploiești și localitățile de pe Valea Prahovei, este cea mai bună veste pe care o puteau primi. Ok, o idee bună. O idee bună. Da, de obicei cât așteptați aici? 10 metri, un sfert de oră. Formează coloane de mașini? Foarte lungă, foarte lungă. De aici până la metru. Foarte bine. Cât așteptați aici de obicei? În jur de un sfert de oră, 20 de minute. De fiecare dată și trenul trece și nu se întâmplă nimic. E foarte bună, că nu mai stai atâta la... Depinde acum că ăsta de la Zlănic, de unde vine mai greu. Ce are și restricție, am înțeles. Am înțeles că se stă 10 minute. Da. Polițiștii spun că la sfârșitul săptămânii valorile de trafic în zonă sunt foarte ridicate. Peste 35.000 de mașini tranzitează zona, iar coloanele de autovehicule se întind uneori pe kilometri întregi. 180 de elevi din toată țara, pasionați de științele exacte, și-au dat întâlnire zilele acestea la Sinaia, la 11-a ediție a Olimpiadei Naționale de Astronomie și Astrofizică. Îmbinând utilul cu plăcutul, elevii au profitat de această ocazie pentru a vizita mai multe obiective din stațiune. Pentru elevii pasionați de astronomie și astrofizică, miza competiției a fost cu atât mai mare, cu cât cei mai buni dintre aceștia vor fi selectați în lotul lărgit al olimpicilor care vor reprezenta România la nivel internațional. Sunt veniți aici o parte din cei care anul trecut au obținut medalii, fiind clasa 10 sau 11 la competiții internaționale, dar și copiii care deja sunt calificați în lot pentru Olimpiada Internațională de Fizică. Gazdele Olimpiadei, reprezentanții Colegiului Mihail Cantacuzino din Sinaia, au făcut tot ce le-a stat în puteri pentru a le asigura condiții optime participanților. Pentru a le face însă experiența de neuitat, gazdele le-au pregătit olimpicilor și o serie de surprize. Deschiderea Olimpiadei Naționale a avut loc în sala de teatru a Cazinoului din Sinaia. Copiii au susținut până astăzi două probe. Astăzi este proba de baraj, care urmează să se încheie. Vor avea o serie de activități extra. Vor merge să viziteze Castelul Peleș, vor merge să viziteze cazinoul. Pentru orașul Sinaia și mai ales pentru Colegiul Mihail Cantacuzino, este o premieră această activitate. Sper să fie un prim pas spre organizarea și a altor olimpiade, poate chiar de nivel internațional. Județul Prahova a fost și el reprezentat la Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică de 7 elevi și un profesor. Culorile calde sau machiajele bazate pe culoarea pielii trebuie să rămână doar o amintire pentru doamnele și domnișoarele care vor să țină pasul cu moda. În materie de machiaj, primăvara aduce cu ea o sinfonie de culori, texturi și tehnici inedite. În această primăvară, machiajele se inspiră din vitalitatea anilor 80, de la care împrumută culorile vii și din eleganța anilor 60, rujurile puternice fiind asociate unor contururi discrete ale feței.
În primăvara aceasta, cei de drept designeri au jonglat așa puțin cu tot ce înseamnă machiaj, tot ce include universul machiajului. Au mizat foarte mult nuanțele metalice, nuanțele puternice, tonalitățile neon iarăși au avut cale liberă, mai ales pe ranoierul de la Paris. Specialiștii atrag însă atenția și asupra modului în care femeile care țin la tenul lor trebuie să acționeze în acest sezon. Potrivit acestora, cremele cu protecție solară adaptate tenului fiecarei persoane sunt obligatorii în acest anotimp, la fel ca și etapele care trebuie parcurse pentru realizarea unui machiaj ca la carte. Înainte de machiaj, ca orice față, îmi place să numesc machiajul ca fiind pictură pe o pânză vie, atunci e nevoie să pregătim puțin pânza aceea înainte. Sunt produse care netezesc tenul, care hidratează tenul, astfel încât să asigure și aderența produselor de machiaj, dar și o rezistență mai bună a lor. O cremă hidratantă, înainte un tonic, bineînțeles, care să închidă porii și astfel secreția seboreică să fie mai scăzută pe parcursul zilei. Și ulterior, la sfârșit, ca să reziste machiajul, este întotdeauna indicat să folosiți o pudră cu rezistență pe cât se poate de mare. Respectând aceste etape, promit specialiștii, machiajul va evidenția atuurile fiecărei femei, punându-le în lumină și oferindu-le strălucirea pe care o merită. Pofticioșii care ajung la mall în această perioadă vor avea de făcut față unor ispite irezistibile. Până duminică aici se desfășoară un târg de dulciuri pe toate gusturile, de la cele tradiționale până la cele rafinate, de lux. Avem plăcintă cu măr, cozonac, tradițional, comigdale doar cu ouă și nucă. Și pasca pentru sărbători. Și pasca pentru sărbători, bineînțeles. Mulți dintre clienți cumpără dulciurile pentru a se bucura de ele de sărbători, alături de cei dragi. Ce vreți să cumpărați? Păi un fel de prăjitură de aici. De... Ce v-a plăcut cel mai mult? Cum i-a spus? Lințer se numește, lințer. Lințerul. Da. Ce e? Cu bezea, cu caise. Comercianții nu știu ce să mai născocească pentru a-și atrage clienții. Avem produse și de post, cu foietaj, avem și produse din ciocolată, care se fac de noi toate, și cremele și ciocolata, manual, figurine de ciocolată, lucrate toate numai manual, cu diferite ornamente, fursecuri cu diferite creme de ciocolată, avem și fursecuri cu whisky, brioșe, cupcakes-ul cu creme diferite, ornamentele la fel realizate total de noi. În perioada 11-14 aprilie oferim ploieștenilor produse din ciocolată făcute în București, într-un laborator, din produse, din ingrediente naturale. Avem ciocolată cu diverse arome, cu lapte, cu whisky, cu cafea, macarons. Avem aceste flori pe care le folosim cel mai mult la candy bar-uri, care sunt specialitatea noastră. Târgul este deschis până duminică, atunci când comercianții speră să plece acasă fără marfă, dar cu buzunarele pline. Aici se încheie retrospectiva știrilor UIL TV. Mulțumindu-vă pentru atenție, vă doresc un weekend minunat și vă dau din nou întâlnire pentru săptămâna viitoare. Până atunci, toate cele bune!